îndreptăm către dialogul cu filologul, scriitorul și criticul literar Marian Nencescu. Bună seara, dragi prieteni! La o nouă ediție de Cool Art suntem și de această dată găzduiți de prietenii noștri de la Cuphorse Pub într-o seară de noiembrie plină de vânt, un pic de ploaie și ceva temperaturi scăzute. În seara asta m-am gândit să vă propun o discuție, nu orice fel de discuție, ci o discuție cu o personalitate, am putea spune, un om care are cuvintele la domnia sa și am să-i spun bună seara domnului Nencescu. Bună seara, bine v-am găsit. Da, nu începeți cu personalitate, că nu prea dă bine. Ba, dă bine, vă spun. Am o singură întrebare pentru dumneavoastră și sper să discutăm așa cum vă spuneam și mai devreme ca între prieteni. Cine sunteți? De unde veniți? Și ce faceți? Problema cu cine sunt? Sunt un jurnalist cultural român, nu? Așa. Dom'le, de unde vin? Vin din timp, pentru că fiecare dintre noi avem un trecut, eu cel puțin mai mult decât dumneavoastră. Făceam asocoteala, am început școala primară în 1960, am terminat liceul în 72 și facultatea în 76. Dacă anii ăștia vă spun ceva, cu timpul, sigur, am lucrat în multe locuri, dar cel mai spectaculos este acum, la Institutul de Filozofie. Am avut surpriza ca o colegă să mă întrebe, zice, domnul Nencescu, se învăța, domne, ceva pe vremea la facultate? Eu am rămas surprins, zic, doamnă, am făcut doctoratul pe stil nou și puține lucruri, sigur, afli în măsura în care le cauți, dar puține lucruri am aflat noi. Dacă socotim că diploma din 1976 era perfect valabilă și în zilele noastre, mai ales că astăzi nu pe toate diplomele scrie diploma de licență, și nu pe toate diplomele și certificat de cunoștințe de limbi străine, erau niște diplome și niște, un nivel de pregătire foarte spectaculos, care generației mele, cel puțin, i-a permis să facă foarte multe lucruri în cultură, în profesie, și înainte și după, așa încât schimbarea nu este mai mult decât de aspect social și nu de aspect cultural. Aș putea spune că uneori chiar aspectul cultural poate că era mai bine aspectat atunci, pentru că societatea, așa cum era ea gândită, făcea o selecție. Sigur, avea o anume selecție pe care o făcea. Era o selecție, aș spune, necesară a tipului de societate care, era programată, așa. Și atunci concurența la liceu era cam de 1 la 5, 1 la 6, la facultate de 1 la 10, astfel încât dintr-o generație de 3-400 de mii de tineri nu reușeau să încheie facultatea mai mult de 30 de mii și cred că acea producție de intelectuali a fost suficientă. Da. Pentru că și acum, când este o abundență, locurile de muncă în domeniul cultural și intelectual și ingineresc și așa sunt destul de puține, și atunci ar rezulta că un număr prea mare de absolvenți pe anumite zone creează o hiperofertă și în același timp o scădere a pregătirii. La pregătirii. Asta este un aspect. Celălalt aspect ține de partea umană, de străduința fiecăruia. M-ați întrebat de unde viu. Am crescut în București, în cartier. În cartierul unde am locuit eu, acum, sigur, s-a schimbat mult lucrurile. Era o groapă, așa se numea, Cociocu, cu niște locuințe insalubre, care au fost dărâmate până anii 60 și au fost luate cu tancul. Nu mai vorbim ce lume trăia acolo. După aceea, țin minte că mă jucam pe unde e acum Parcul Tineretului și, erau spectacole de motocross. La vremea respectivă, cum era Parcul Tineretului? Când era o groapă pestilențială și Parcul Tineretului și Parcul Carol.
din acest mediu, sigur, fiecare copil făcea ce credea. Eu m-am dus la școală spre surpriza părinților mei, care nu, în sfârșit, și-au dorit ca copilul lor, am fost primul din familia mea care, numai că am terminat facultatea, primul care mi-a luat doctoratul. E, primul fiind și singurul. Dar primul din mediul din care proveneam. Și atunci, sigur că a fost o surpriză, dar surpriza cea mai mare a fost pentru mine. Pentru că în anii respectivi, chiar și, bine, hai să zicem, nu, liceul era o pregătire generală, dar facultatea a fost o surpriză. Acolo, dintr-o dată, m-am trezit, am văzut cu ochii mei critici despre care citisem, i-am avut profesori, știu, pe Alexandru Piru, pe Nicolae Manolescu, pe George Muntean, pe Ion Rotaru. Oameni grei. Da, oameni. Și sigur erau și colegi de-ai mei care frecventau cenacluri. Mie totdeauna, fiind mai modest, mai dintr-un mediu mai modest, am lăsat pe alții să iasă în față. La final, când s-a tras linie, sigur că aș putea spune că am avut o medie mare, numai că am fost repartizat în București, dar cred că am fost unul dintre puținii care am fost repartizat direct în cercetare. A fost și pentru mine o surpriză la Institutul George Oprescu. Ați avut și un pic de noroc? Totdeauna, da, 100%. Să știți că destinul nu poți să-l determini. Uneori, știu, ce pare că astăzi e o cădere, mâine poate să fie spre binele tău, e foarte greu de determinat. Eu cred că totuși, știu, mama mea, așa, din puterile ei, mi-a dat o energie bună și dovadă că și acum au trecut de 65 de ani și încă sunt pe picioarele mele. Așa că o întrebare. Da. Cum erați dumneavoastră ca student și cum erau domnul Manolescu ca profesor? Domnule, sigur că aici lucrurile pot să țină și de literatură și de modul ăsta. Dintre toți profesorii din anii 70 de atunci, din facultate, sigur, domnul Manolescu avea o aură ieșită din comun. Chiar și profesoarele erau fascinate. Țin minte că am dat un examen la limba română contemporană și întâmplarea făcuse cu o zi înainte, dădusem la literatură română, limba română modernă. Și la limba română mi-a picat ceva legat de, dacă mi-amintesc, la Manolescu, bineînțeles, ceva legat de Fănușneagu. Și bineînțeles că, na, v-am spus că eram un student așa, care învățam. Și așa, mai citisem și presa literară și așa, și mă apucă pe mine gândul să spun că, știu eu, anumite expresii, anumite zone pot fi interpretate ca și cum ar fi similare cu literatura sud-americană. Și pac, mă oprește, zice, domnule, bine, omul mi-a fi zis, nu mai țin minte, chiar crezi că a citit el așa ceva? Eu am picat din nori, am zis, bineînțeles, adică nici nu mă gândeam că un scriitor să n-aibă o pregătire... Da, să n-aibă un background, să n-aibă ceva da. În spate. Da, și vreau să vă spun că cel puțin în cazul lui Fănușneagu, despre care am și scris, e adevărat, era un scriitor chiar foarte cult, foarte citit, iar memoriile lui sunt o dovadă a unei pregătiri speciale. Chiar am rămas surprins ulterior cât de bine se pregătea, având în vedere că se spunea că duce o viață boemă, lejeră, că viața de zi cu zi era cam miștocar. Da. Bun. Și pentru asta domnul Manolescu mi-a dat 9, pentru insolența mea de a spune că da. De a face această afirmație. Ulterior, dându-mi seama că între ei, ca și scriitori, ca și erau din lumi diferite și se cam... Eram eu la curent cu oarecare polemici, dar nu le imaginam ca și cum ar fi reale. Da. Le vedeam ca și cum erau niște polemici literare. Vreau să vă spun că acel 9 de la Manolescu a devenit nouă și la limba română contemporană, pentru că doamna profesoară zice, vai, ți-a dat Nichi. Zic, mă gândeam cine a fi Nichi. Bine, să nu credeți că nu știam, dar da, da, da. am
mulțumit soartei că am luat și la literatură contemporană, la LRC, limba română contemporană, deci era un examen de gramatică mai special. Bine, astea sunt așa. Nu am frecventat, și de ce să fim așa, nu am frecventat cenaclurile nici al lui Crohmălnicianu, nici la lui Manolescu, respectiv literatorul și junimea, din motive oarecum de reținere. Să știți că eu eram destul de modest, de reținere, nu credeam că am ceva de spus lumii. Sigur că aveam colegi mai tupeiști, mai... Da, care vreau să iasă în față, să se și au ieșit, într-adevăr, unii dintre ei sunt mai demult decât mine în literatură, dar asta nu e un, cum să vă nu spun, e un barometru. Nu contează când ajungi în... Important e să ajungi să fie un lucru de calitate. Dacă, de... Da, sigur, dacă crezi, și atunci sigur că când am terminat facultatea, am fost refartizat, cum v-am spus, la Institutul de Teoria, Istoria Artei, așa, George Oprescu. Acolo am întâlnit cu totul altă lume. Vreau să vă spun că era suficient să asculți, să-i lași pe ei să se desfășoare. În contextul ăsta, ca să luăm așa, am devenit și membru de partid, nu de altceva, dar secretar de partid era domnul Pleșu. Mm-hmm. Puteai să-i spui, nu. Am ascultat mult, l-am cunoscut, sau cel puțin, până i-am prins cât au mai trăit. Pe Ion Frunzeti, pe Pavel Chihaia, mi-e greu da, să înțeleg ce... Grele, așa, la un moment dat am fost colegi, bine, și era șef de birou domnul Pleșu, dar după aia a venit și Liceanu printre noi, eu eram filolog, el avea termenul de filozof. Vedeți, noastră, în cercetare, și acum, după ani de zile, m-am întors din nou în cercetare, nu contează nici cantitatea, aș spune nici străduința, contează să fii la momentul respectiv și la omul potrivit, la locul potrivit. Da. Și atunci, iar o întoarcem, putem să spunem că am avut și noroc. Pentru că să ai, să zicem, 40 de ani de loc de muncă, dintre care să începi primii nu știu câți ani, vreo 8 ani am lucrat la Institutul de Istorie Arte, și să mai închei și la filozofie, poți să zici că ești norocos. Da. Dar dincolo de treaba asta, da. Dincolo de treaba asta, cred că până la urmă și până la urmă firea omului, întâmplarea, contextul, am cunoscut oameni foarte buni, foarte joșniți și de toate felurile și, în general, m-a ferit Dumnezeu de imixiune prea adâncă în aceste medii mai, care, cum să spun, care te dau în jos. Da, da, da. N-am avut nici pasiuni de-astea fizice prea accentuate, deși în tinerețe, ca fiecare, am fost văpăiați. Ca fiecare avem momentele. De ce să spunem? Fiecare a avut momentele astea. Mergem un pic mai departe, pentru că tot ați adus aminte de domnul Manolescu, de domnul Liceanu, de domnul Pleșu. Eu am o nedumerire și aceeași întrebare am adresat-o într-o altă ediție și Odilii Roșianu, pe care o salut și cu această ocazie. Din punctul dumneavoastră de vedere, apropo de ce am discutat până acum, față de anii 70, când dumneavoastră ați intrat în această lume a culturii, a literaturii... Eram student și începător în carieră, dar nu pot să spui că... Dar oricum, acum, în ziua de astăzi, când noi stăm de vorbă, care este balanța? Cum vi se pare din acest punct de vedere? Este mai bine acum? Era mai bine din punct de vedere al calității scriiturii vorbind. Față de momentul în care dumneavoastră erați alături de oameni ca Pleșu, Liceanu, într-un institut de cercetare. Eram colegi profesional. Da. La ora actuală, și cred că și atunci erau lucrurile foarte, foarte despărțite. Apele erau foarte despărțite. Vedeți, noastră, selecția care se practica prin diverse mijloace, prin numărul mai mic de cărți, prin numărul mai mic de... era de natură să lase mai mult, știu eu, cu adevărat persoanele valoroase și să mai selecteze din veleitar, din... Da, din cei care scriu doar de dragul de a scrie. Așa, la ora actuală am rămas trăznit că zic, dom'le, dar cum ajung persoane să aibă 100 de cărți? E adevărat că nu cărți groase sau subțiri sau... Și m-am întâlnit chiar ieri cu un coleg de breaslă, poet, na, coleg, un frate. Și tot la fel. Avea o sacoșă cu cărți, noi, de anul ăsta. Fel de fel. Și zice, și zic, dă-mi una mai subțire, că nu pot să car. Am făcut și așa. Am luat o carte subțire și zic, și unde ai tipărit? Ah,
păi acolo tipăresc și mi-a dat o listă de... De persoane care tipăresc la care tipăresc, zice, 35 de bani ia pe filă. Și zic, dar le citește? Cum să le citească? Deci există tipografii în București și cred că în toată țara care umplu lumea cu tone de maculatură și sigur că ele, acești oameni la, apoi se duc și bat la poarta Uniunilor și apoi bat la poarta și apoi a totul. E un lucru, este cam mult. Cam mult. Este mult și chiar vorbeam și cu Odilia Roșianu în ediția trecută. Aceste edituri care apar, că sunt și edituri care apar peste noapte, nu numai tipografii care publică. Ați fost la târgul de carte, ați văzut că sunt mai puține. Da, anul ăsta a fost mai... Cum este că au fost mai puține edituri, dar foarte multă lume. Apropo de Gaudeamusul de anul acesta, mi s-a părut că a fost față de anul trecut, poate un pic mai multă lume și mai puține edituri, exact cum spuneați. Eu am participat, să zicem, de la prima ediție, de acum 25 de ani, eu conduceam o editură, zic eu, importantă așa, la vremea respectivă, și am participat ca expozant. Chiar aveți feedback-ul. Am amintirea și când făceau în sala acolo, în holul de la radiodifuziune, după aia au mutat. Sigur, Gaudeamusul este o instituție la ora actuală separată și independentă chiar de radio. Adică acel colectiv care face Gaudeamusul aduce beneficii, este un fel de apendice al radiodifuziunii, dovadă că își permit să fie foarte subiectiv, mai ales, nu știu de ce se dau premii și mai ales anul ăsta m-au surprins cu un lucru. Târgul nu se încheiase, târgul s-a încheiat la ora 18 sau 19 oficial. 19 seara. Așa, și ei au dat premiile la ora 13, păi zic, stai domnule puțin că nu s-au terminat toate cărțile care trebuiau. Dacă apărea istoria literaturii lui Călinescu la ora 17, el își permitea. Deci acolo se întâmplă altceva decât promovarea literară. Este ca și Bookfest-ul o problemă comercială, o problemă de echipe, nu știu cum să le... Adică de ce să fim acum? Vreau să ne întoarcem acum la dumneavoastră și la faptul că în această zi ne-ați făcut marea surpriză și marea onoare să veniți și cu patru cărți pe care dumneavoastră le-ați publicat. Și vă invit să vorbim puțin despre ele. Nu le-am publicat deodată. Le-am publicat în ultimii ani și una singură de anul ăsta. Chiar am avut o surpriză. M-am întâlnit la târg cu un vechi coleg de serviciu, de generație, de carieră, de tot ce vreți, cu președintele secției de critică, istorie și teorie literară de la Uniunea Scriitorilor, domnul Radu Voinescu, care, așa, zice, mai aveam una de la tine, dar zice, ai trei de-astea? Zic, am trei, am mai multe, dar uite, am patru de-astea mai noi. Zice, nu vrei să faci parte și din secția noastră de critică? Zic, domnule, mă onorează. Sincer, eu, cum să spun, în lumea asta nu poți fi ubicu. Da. Dar, pe altă parte... Dacă ești cerut și ți se acordă girul, de ce nu? Vedeți, dumneavoastră, asta e o carte, Timp și mit în basmul tradițional. Este teza aceea de doctorat care v-am spus, legată de întâlnirea cu domnul Vlăduțescu. Da, domnul profesor. E o carte deosebită pentru că multă lume a abordat literar fenomenul tinereții fără bătrâneți. Eu am abordat-o filozofic. Din lumea asta literară și contactele mele cu lumea literară, am scris o carte, i-am zis eu, cititorul de control. Pe vremuri era o piesă de teatru, cititorul de contor. E o scenetă. Eu am făcut un joc de cuvinte, dar de control, în sensul că mai trebuie în lumea asta să mai fie unul și să mai citească un fel de cap limpede. Mm-hmm. Eu nu citesc numai literatură și nu comentez numai literatură, comentez multe și filozofie și lucrări științifice. Ori controlul ăsta e necesar din multe puncte de vedere. Cred că nu sunt tot ce am scris, dar o parte din ce am scris. Sunt destul de groase. Cititorul de control, apropo de scenetă, da. Jean Constantin era unul dintre persoane, dintre actorii care... Era simpatic, așa, da. Ce înalt ești. Ce, da. Pare rău că nu pot să mă ridic în picioare să fiu și eu mai înalt aici. O carte mai mult de filozofie, Respirația lecturii,
are și o, pe copertă mie, să zicem, da, zis pictură, că e mai veselă. E o pictură interesantă. E o doamnă mai pierdută, așa, spațiu care... Da, doamna aceea poate e filozofia, nu sunt eu. Exact. Și n-am întâlnit-o, nu știu, eu m-am plimbat cu ea așa, dar n-am întâlnit. Poate... Nici o doamnă citind așa cărțile mele. Poate, cine știe. Și asta am scos acum, care i-am prezentat-o colegului Voinescu, Lecturi cu premeditare. Asta țin foarte mult la cartea asta. Ce se întâmplă? Eu am lucrat în presă 25 de ani, peste 25 de ani, cu carte de muncă. În 1987 m-am angajat în presă cu o funcție, chiar mi-a plăcut și aș putea spune că cea mai frumoasă funcție pe care am avut-o eu vreodată. Era reporter. Mm-hmm. Reporter la un ziar săptămânal. Dom'le, ca reporter umplai pe teren. În contextul ăsta am devenit implicit, fără să am Ștefan Gheorghiu, am terminat, v-am spus, limba română. Am intrat în lumea asta, am fost un reporter de lungă durată, am scris nenumărate lucruri pe vremea aia, în special... Ca să o luăm pe aia, reportaje de la canal, de la irigații, de la împăduriri. Construcțiile socialiste. Domnule, era epoca respectivă și alea se cereau și cu alea trebuia să câștigi pâinea. În contextul ăsta s-a reconstituit după anii 90 Uniunea Ziariștilor și Uniunea Ziariștilor a avut mai multe etape de evoluție, dar acum un an, în 2017, o serie de colegi, confrați, aș putea spune chiar colegi de-ai mei, domnule, au încercat să o dărâme, să o distrugă, să o aducă în neant, sau exact cum e acum, la partidă. Domnule, niște... Jocuri de culise. Eu am scris aici și un articol despre, așa zis, ce e puciu și de ce-l folosim. Mm-hmm. Se folosește în destul. Și în asta, în lecturi. Și atunci am căutat să înțeleg, unul, domnule, de unde vine pasiunea asta de a distruge? De unde vine Uniunea și de ce neapărat trebuie distrusă Uniunea? Pentru că 100 de ani, în 2019 sunt în 100 de ani, dar precursorii Uniunii Ziariștilor au fost Societatea Ziariștilor, inclusiv Mihai Eminescu, care patronul ziariștilor de politici, așa, a fost membru și înființator astfel de unei astfel de uniuni și chiar din timpul vieții a fost detronat de cea Rosetti, că stăm pe aici prin zona. Lucrurile sunt foarte, știu, și istoria foarte urâte, foarte încurcate și țin de firea noastră și de așa. Și lucrurile astea am încercat să le înțeleg și mai ales să văd care au fost mari ziariști. Ce au făcut ăștia la 1918? Și într-un stil ziaristic am reconstituit reportaj. Dom'le, o povestire de cum a fost la Alba Iulia în 1918. Un reportaj. Da, imaginar. Imaginar, bineînțeles. Un reportaj de la momentul încoronării lui Ferdinand și Maria. Alte reportaje așa, pe urmele lui Eminescu, pe urmele, ca un interviu imaginar sau în sfârșit un portret imaginar Eminescu, gazetarul, cum era murdar de cerneală pe mâini, cum ieșea alb din tipografie, supă obosit, plictisit, cum își căra valiza cu el. Și din povestea asta de azi, încet, încet, s-au născut niște considerații politice, filozofice, istorico-literare și de-aia am zis cu premeditare. Deci premeditările sunt pornind de la un lucru care am vrut anume să-l arăt. Dom'le, vedeți-vă de treabă, societatea ziariștilor are alte scopuri și are și mai nobile decât credem noi. Alta e menirea unei astfel de societăți, până la urmă. De aceea a fost și, cum să zic, patronată de... Da, scoasă de Uniunea Ziariștilor și mai am acolo un exemplu de interviu, aș zice că premonitor, cu vreo 2-3 luni, nu știu ce să vă spun, înainte de acel puci sau de acel... Care s-a trecut, momentul a trecut. Da. Eu am arătat și cum a fost puciul de la adevărul din 1889. Dom'le, presa se repetă și literatura se repetă. I-am luat un interviu președintului care e și acum președinte, domnul Dinu Glăvan al Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Și printre altele
Una din întrebări a rămas și surprins, zic, domnule, v-ați înconjurat de o categorie de ziariști. Aș putea spune, eu care vin din presă, știu cine sunt. Sunt cam băieți ăștia cu epolet sau cu cum vreți să-i numiți, nu știu cum se... Zic, domnule, nu vă e teamă că ăștia vă mănâncă într-o zi sau ceva. Fai de mine, să știi că și eu știu că au fost militari unii dintre ei, dar militarul e harnic, e bun, e, răspunde la comandă, da, execută ordine. Da. Păi zi, stai, domnule, puțin. Că una e una, cine alta dă alta ordine aici? Nu? Adică, da, să nu glumim cu subiectul ăsta, că, adică dacă eu vă spun un lucru, nu înseamnă că chiar viu acum să vă dau și exemple. Da, da, da. Domnule, am avut gura urită. După câteva luni, chiar m-a sunat, bine, vreau să spun că am fost și eu între cei care l-au susținut, pentru că mi-am dat seama că colegialitățile nu pot înlocui caracterele. Nu, și caracterul oamenilor era pentru mine, care am văzut multe și vorba aia, am avut 40 de ani de carieră, dintre care cei mai mulți în presă, am citit unele lucruri. I-ați văzut? Nu pe toate, nu pe toate și nici nu mi-am propus vreodată să fac ierarhii sau să fac, dar unele lucruri nu erau potrivite. Uite, eu chiar am fost, de exemplu, invitat în anumite contexte de astea și poate că m-am dus. De regulă sunt generos și zic, domnule, odată mă duc, poate și a doua oară, a treia oară nu mă mai prinde dacă ceva. Și vreau să vă spun că am primit telefoane de la colegi. Zice, Mariane, până aveai ce căuta acolo, mă, nu te mai duce. Și vreau să spun că am făcut bine că nu m-am mai dus, pentru ați că eram trieri și eu între cei care aș fi putut fi interpretat că eram pucist. Da. Deși, așa, mi s-a cerut la fel să dau semnătură că sunt împotriva puciștilor. Și a zis, dai încolo de păcătoși, mă apuc eu acum să dau semnătură iarăși împotriva colegilor. Mai bine mei. Nu. Lasă-i să-i judece soarta, ei să se judece între ei și multe alte lucruri. Asta legat de Uniunea Ziariștilor. Una, că de-aia m-ați întrebat ce sunt. Jurnalist cultural, zic eu, că când scrii... Am aflat ce sunteți. Acum, pe final, am să vă rog să faceți abstracție de persoana mea, să vă uitați în camera colegului meu și să transmiteți un mesaj celor care se uită acum la noi și să le spuneți de ce trebuie să citească, de ce trebuie să aibă o carte în mână de fiecare dată și de ce trebuie să meargă în biblioteci. În biblioteci trebuie să meargă pentru că și eu am stat foarte mult acolo, vreo 15 ani am avut carte de muncă în bibliotecă, dar asta e altă poveste. Dom'le, mi-ar place să întâlnesc astfel de personaje într-un decor așa de toamnă, citind o carte. La fel, aici am pus o bufniță și am zis că bufnița înțelepciunii fâlfâie în amurg. O carte, aici e o lumină care... Mm-hmm. Cartea te salvează. E adevărat, astăzi se citește mai puțin. Dar probabil că se vor întoarce, nu știm noi cum vor evolua. Cartea te salvează, îți dă un anumit tip de înțelegere a lumii. În ce privește ce sfat, ce pot să le spun? Trebuie să ai încredere în tine și până la urmă să lași și destinul să aleagă. Oricât te-ai strădui, oricât ai vrea tu să fii altceva decât ești, poate fiecare, pentru că tot am analizat filozofia destinului, există câteva lucruri cu care nu ne putem juca. Unul este limitarea noastră în timp. Nu putem învinge timpul decât prin ceva care să lași ca și creație, ca și, știu, trăire sufletească. Nemurirea există prin niște lucruri pe care noi, oarecum așa, le ignorăm. Prin ADN. Ne lăsăm urmașilor ADN-ul. Așa e. Prin faptele pe care le lăsăm, prin cărți, prin cuvinte, prin vorbe, dumneavoastră sunteți actor, prin jocul actoricesc. Și eu mi-amintesc că i-am văzut jucând pe scenă, pe Toma Caragiu, nu știu, pe Hamza Pelea, domne, erau copleșitori, Florin Piersic în Heidelbergul de altă dată, ziceai că acolo s-a născut, la Heidelberg. Viața m-a dus și prin străinătate. Am fost și eu la Heidelberg. E frumos, domnule. Este la fel de frumos cum era Florin Piersic când era tânăr. Bine, și acum e un bărbat bine, dar s-a păstrat chiar mai bine decât Alain Delon. Nu știu de ce. Da. Așa.
Cam asta este mesajul. Mi-aș dori, nu știu ce să spună, am 3 nepoți, 3 băieți și unul se citește, zice, tataie, zice, tu ai scris asta, da, zice, am scris și eu, da, o pagină, dar cum ai putut tu să scrii atâta? Zic, când o să fii bătrân ca mine, o să doară boasele și o să scrii câte... Da, cum îl cheamă, Constantin Noica, chiar îl dureau oasele, fusese la pușcărie și stătea în pat, avea un pat de lemn așa și avea o bucată de lemn. O bucată de lemn pe care scria. Așa, și scria, și scria și așa de mult că îl dureau oasele. La fel, zicea Marin Preda când a scris cel mai iubit dintre pământeni, la trei volume, da. L-au durut oasele. Doamne, pe mine încă nu mă doare nimic, o să încă ne mai întâlnim. Încă ne mai întâlnim și sper să nu vă doară nici oasele. Domnule Lâncescu, eu vă mulțumesc mult de tot pentru această seară și să vă ajute Dumnezeu să scrieți în continuare și să apărați în continuare literatura de bună calitate. Mulțumesc frumos și vă doresc pe noastră să o interpretați pe scenă și mai bună, de și mai bună drag, calitate. Cu mare drag, vă mulțumesc. Domnule Lâncescu și-a terminat cafeaua, dar încă ar mai fi avut multe de povestit. Din păcate, atât ne-a permis timpul. Ne-am despărțit de domnia sa în speranța unei noi revederi.